dragilor, și bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi este ziua cea mare, check! Și sunt super obosită pentru că nu am reușit doar decât 2 ore și jumătate. Dar e foarte bine să dorm în seara cu operație, fapt în ziua cu operație. E foarte bine să dorm pentru că îți mai tai așa din frică și din panică. Mie cel puțin mi-a mai tăiat așa din panica pe care o aveam acum 2 zile. Mă tot gândeam în continuu la ce o să fac, o să mă operez, ce să se întâmple și mai departe. Însă acum nu știu ce s-a întâmplat, cred că am dormit și am visat foarte frumos. Că am foarte mult curaj și merg super plină de entuziasm la această operație, pentru că este operația visurilor mele și mi-am dorit-o de foarte mult, foarte, foarte, foarte mult timp. Este ceea ce mi-am dorit și eu și iubitul meu. Mergem să facem năsucul frumos. Da, îl facem foarte, foarte frumos. Stați un pic să vă aprind lumina, dar să nu-l deranjez pe iubit când conduce. Uitați-vă pentru ultima dată la el, pentru că nu o să-l mai vedeți atât de urât și nici pe bine în această situație, fără unghi, fără gene, pentru că nu o să mai fac. Gata, asta este ultima, după cum v-am spus și pe Instagram și pe toate vlogurile mele, dacă reușesc și am curajul să fac această operație, nu o să mai fac niciodată nimic. Așa o să rămân. Nasul a fost dorința mea încă de când eram mică, de la 14 ani, cred. Mergem la spital, iubitul meu o să mă părăsească. Da, o să mă părăsească. Dar am norocul că o să fiu acolo la spital cu fata care a câștigat concursul. O să ne operăm în aceea zi, după cum bine știți. O să vă prezint pe vlog și revin de la spital ca să pot să îți iau și eu pe iubit în brațe, să-l pupăcesc, să mai discutăm ultimele planuri pe care le mai avem pentru astăzi și mâine, și ce mai are de făcut pentru estimata, pentru că rămâne pe mâinile lui. Rămân singur. Da, 2 zile. Că după aia mă întorc. Și să mă întorc în forță, că nu o să stau, că nu sunt bon la asta, e clar. Deci, noi iubire nu răce acum și revin la voi cu imagini de la spital. Bine, nu că n-ați mai văzut, dar totuși, de ce nu? Pupii! Vreau să vă spun că simt că am un deja vu, parcă suntem în aceeași cameră, de fapt. Suntem în aceeași perioadă și în aceeași zi ca anul trecut și parcă am un deja vu, doar că acum am mai puține emoții. Nu știu de ce. Cred că probabil sunt cu Andreea, fata care a câștigat concursul, că știți că v-am mai spus, dar probabil și din această cauză nu am atât de multe emoții. Bineînțeles că mi-am ros unghiile până la epuizare de stres. Și acum completăm toate foile pe care le avem de completat și revenim când ne pune branula. Hai, suntem. Și acum a venit Ștefia noastră să ne facă poze, să ne încurajeze, check! Facem poze de before ca să vedeți ce nas urât aveam înainte și gen după ieșim. Acum să te uiți la ușă. Este Andreea. O vedeți așa din profil momentan. Divertarea concursului. Exact. Giveaway-ul. Concursului, poți să zici. Mai bine, concursului. Sunt în curs, da. Am câte ani? Nu mai știu câte ani am acum. Sunt foarte fericit. Nu știu, poți să zici ce simți. Păi, fac ce lumină vrei. A venit și domnul doctor să ne încurajeze înainte de operație. Și gata, acum chiar este ultima imagine cu nasul ăsta urât. Am plecat, pupii. Ok. Poți să mai curăț eu un pic în nas? Să știți că am mai vărsat, a vărsat sânge. Le-am rugat pe asistente să-i pună acetron, că era greață. Acum s-a mai potolit puțin. Nu știu ce a avut în sală. Da. Nu știu ce a avut exact în sală. O să deschid camera și o să fac continuarea un pic mai târziu. Pentru că obosesc destul de tare și nu am
apă și adică nu am voie să beau apă, nu că nu am apă. Am voie să beau apă încă o oră de acum. Și mi-e sete de mor, asta e singurul lucru pe care l-am zis că m-am trezit la anestezie. Mi-e sete. Atât. Nu am dureri, nu am absolut nimic, respir ok și pe gură și pe nas respir un pic. Doar că e frică mie să adorm. Adică închid ochii și simt cum mai așa un pic amețeala și nu pot să adorm. Și ideea e că n-am dormit și măcar cu o seară în urmă, mă adorm și acum. Superb, ce să zic. Andreea se simte bine. Și la fel, s-a umflat aici, în partea de sus, e un pic umflată, vânătă, ca bine. Dar chiar suntem super, super ok. Nu am avut atacuri de panică, doar atât că nu putem dormi. Cred că e și normal să nu pot să dorm. În dimineața, îmi beau ceiuțul. V-am lăsat să mă admirați vânătăile. Andreea e bine și ea. De nou. Trebuie să vină cineva să curețe răsucul. Așa se prezintă fața mea după atâtea ore. Nu prea am putut să dorm aseară. De ce? Ne pregătim să mergem acasă. Sunt foarte uflată în zona ochilor. Andreea e foarte extrem de norocoasă, uitați-vă un pic la ea, frate, n-are nimic, deci nimic, cum să n-ai nimic? Au să te vieți așa un pic și uitați-vă la ochii mei. Deci, da, în rest mă simt super bine, vreau acasă, să fiu alitată și răsfățată, bine, nu că aici n-aș fi, sunt super, am fost foarte alitată și răsfățată și aici la spital. Îmi face calmatul ăsta, că începe să mă usture un pic nasul pe exterior și ca să pot să plec acasă liniștită, o să sun și pe Robert, cred că jumătate de oră se termină și asta, maxim. Sun și pe Robert să vină să mă ia și merg acasă la Dodo și revin cu imagini de acasă. Deci, nu e chiar atât de complicat, se merită să suferi 3 zile ca să ai nasul frumos toată viața, din punctul meu de vedere. Adică, da, în afară de disconfortul ăsta și presiunea pe care o ai pe nas și că te învinețești urât și te simți bolnavă continuu, nu există nicio durere sau... Da. Gata, dragilor, am plecat, ne-am îmbrăcat, avem trenele cu noi, bineînțeles, ne mai lăsăm până mâine pentru țățișoare. Și de mâine o să mă duc să stau la clinică, să-i terorizez pe toți. Nu o să stau acasă, nu, că nu sunt bolnavă. Vreau să mă refac cât mai repede, că nu suport să mă văd așa. Andreea e în sutie, nu mă pot arăta. Voiam să vă arăt că mă răcă supică. Și coborăm. Merge să ne întâlnim cu iubiței noștri. Vă pupăm și eu revin de acasă, pupii. Ok, am ajuns acasă, acum îl aștept pe Robert să vină repede, că a ieșit să dea niște curete și acum îl aștept pe mașină să vină să mă ia. Nu mă mișc de aici fără el. Încă sunt un pic așa amețită și totuși am nevoie de el. O să nu mama, ce faci tu, iubitule, frumosule, stai ușor. M-am simțit eu prost, da, că s-a uitat, bă, s-a uitat așa mine prima dată. La tine. La ea, de fapt la ea, așa. Și vorba la tine. Mamă, ce-o fi zis, mamă, ce-ai boxat-o pe asta. Ne simt nemernicul, ai lovit fata. Da, mă, așa este. Așa e că nu știu. M-a întrebat o femeie de acolo, de la amanete, de ce, de la exchange. De ce? Ce-i pățit? Ce-a s-a operat, ce-a dat asta? A operat la nas, băi. Vai, sărătoșire grabe. Ia uita niște florițe de frumoase, mi-a luat. Ai bătut-o? Ai bătut-o? De ce ai bătut-o, mă? De ce să faci așa ceva? Așa e, mamă. Uite, cât e super pe sunt. Deci, mă, m-a dat vrei, dar eu ce niciodată. Ce faci, mă, pică? Și tu fetița apă atât, nu? Da, apă, bebe, apă, vreau. Se iau și tu ăsta. Iau picuri de alea care mi-a luat eu?
Nu, alea eu... negre, dar alea mai, mai nu e așa, că îi plac mult alea. Alea negre, ia. Nu e negre, că îi plac mai mult astea care s-ar da? No. E bunule, e bucurie mare. Și a venit Mariposa la mine să facă codițe, că cred că m-a văzut prea urâtă și ce a zis că... Mi-a fost bă, mie. Arată groaznic. Ce văd? Și uitați ce floricele frumoase mi-a adus și Bibi. Să vă arăt ce cadouri drăguțe am primit, că mă simt și mai bine acum. Lângă ochiul ăsta, zici că mi-a la mare pungărier. Nu le-ai spus că ți l-a dat Robert când ai venit acasă. Mamă, dar ți-a zis ce-a pățit Robert? Ce-a pățit? A mers până la... Când își trece cu mânări? A mers până la un centru de ăsta comercial și am intrat acolo, erau vreo 3 femei în vârstă, să uitau la Robert atât de urât. Păi Mariposa, mă ține... Din cauza ta? Da. Mă ține de mână. Și ai dat de urât la Robert. Zic, doamne, și Robert, ce iubire, mergi mai repede, te rog eu frumos, că mi-e să nu-mi iau vreo pușită în cap de la astea. Păi, uite-le cum se uită la mine. Astea cred că te-am bătut. Păi dacă nu știu femeile în vârstă. Îmi place când o amari cum râde. Și îmi place că nu prea mai face scandal. Nu mai e rea. Simpatică în foc. Nu mai ești rea, putem să facem ce vrem, să spunem ce vrem, că trebuie să taci. Nu mai poți să urli. Cum urlă de obicei. Că zice, sunt rea, nu vreau să vă aud. Da, mâine o să merg să dau tuburile jos. Mamă, cum arată, superb. Mie mă să râd. Ce urât. Da, o să mă vedeți într-o formă mai frumoasă. Upi. Ne vedem mâine. Hello, dragilor. Bine v-am... Bine m-ați regăsit, cred că mai bine zis. Suntem în a șasea zi de când am făcut operația de rinoplastie și de schimbare de implant. Așa se prezintă fața mea și nasul meu, care e foarte roșu, pentru că vine extraordinar de mult să strănut. Astăzi cred că a fost una dintre cele mai complicate zile. Pentru că, deci abia în a șasea zi am avut o zi foarte complicată. Pentru că... mă vine să strănut în continuu. A început să mi se curețe nasul. Respir pe nas foarte bine, mult mai bine decât respiram înainte, cel puțin cu o nară. Asta încă o mai am înfundată de la lichidul care îmi curge mereu. Am avut niște dureri de stomac groasnice. Mi se fac ochii cât cepele atunci când mă abțin să nu strănut. Ce mai am? Mă ustră un pic operația de la sânul stâng. În partea de jos, nu știu de ce, adică nu un pic, mă ustură, chiar mă ustură. În rest, cu Sovina am avut absolut nicio problemă, nicio problemă, când zic nicio problemă, chiar absolut nimic. Asta este singura problemă pe care am avut-o, fix în capătul operației, când calc, când respir, când ridic mâna un pic la nivelul ăsta, că mai mult de atât n-am cum să o ridic, mă ustură. În rest, nimic n-am avut. Cu nasul sunt foarte, foarte bine. Mâine o să mergem la clinică, la domnul doctor, să-mi scoată și mie tuburile din nasul, ca să pot să scap de ele, că de asta, sincer, îmi este cel mai frică, că am auzit că este destul, destul de nașpa să-ți scoți tuburile. Bine, la unele persoane, da, la altele, nu. Ce-am mai văzut eu pe la clinică. O să vă filmez și vouă în timp ce îmi scot tuburile și dacă o să pot să pun chestia asta, o să o pun, de ce nu. Mai sunt persoane aici ce vor să se opereze și cu siguranță vor să afle care e cea mai dureroasă parte și eu din câte am înțeles asta cu tuburile este. 3 zile, să zic așa, mai nașpa, dar nu de dureri, doar și doar de disconfort. Adică am avut tot timpul senzația de strănut, tot timpul aici în față mă ustură, dar nu foarte tare. Tot timpul a trebuit să curăț nasul cu uleiuri, picături, fâsuri și așa mai departe. Dar dureri nu au fost deloc, doar că a fost destul de jenant să stai mereu cu nasul așa, să te cureți și așa mai departe. Nasul oricum este destul de umflat acum. O să vedem rezultatul parțial, să zic așa, abia când o să dăm atel la joi și o să mergem să dăm atel la joi, o să mergem. Sunt la muncă, ce să mai, că dacă mai stau acasă simt că iau razna, eu de mâine mă duc la muncă. Și o să revin cu imagini de mâine, de când dau tuburile jos și după ce știe ce mai fac. Vă pupăcesc! Stai, 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 stai,
Nu pot să-ți iau dacă nu scot fața asta, să știi. Că nu ies. Mai curăț iar ca și lucruri. Foarte mișto. Fericită? Hashtag găsuc! Foarte mișto. Se bine acum, oricum e foarte o floare. Să-ți dau o oglindă? Te că-ți dau o oglindă, să te vezi. Mișto. Ia, tot așa ridică, da. Tot ridicate. E foarte mișto. Da, stă superb. Și gândește că o să se desufle cât de bine o să zic. Aici da, așa ești foarte umflat. Dar și sus. Aici un sud, acolo o să vină foarte mișto. Un pic că mi-a dat asta rost. Te-a durut la telă? Da. Și la tuburi? Nu durut deloc. Și n-a simțit tuburile. Nu? Nici la ațele deloc, deloc? Nu ești tu așa se simțe. Da, se vede foarte mișto. Mamă, și când o să se desufle nasul ăsta, e de să văd. Foarte tare. Da, vezi că nu vine să se da. Da. Da, 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 foarte mișto. Super. Mai mic de tăi nu mi se potrive. Nu. Dar chiar ți-a ieșit foarte, foarte mișto. Ce e aici? Cât e să pun în mirile, drumul? Da. Pentru moment, da. Și face și buzele acum. Banda. Ce? Mai trebuie să pun banda. Da. O să spun un bandaj ca să-ți mai susțină vârful nasului, știi? Încă o perioadă de acum. Și după ți-l dai jos după două săptămâni, cred, da. Și 11 zile, cam așa. Și îți pui singură. Dar foarte mișto. Ești fericită? Să mă ca să-mi doream tot timpul asta, ziceam. De nas, nu? Ca mine. Tot timp vreau să pic în nas ca să-mi da. Fac nasul. Da. Mic. Foarte mișto și foarte mic când o să se desufle. Strămut. Sănătate. Ce mi-e frică să strămut. E că nu pot să râd acum. Nu mă duc la ață deloc. Mamă, nu ți-a rămas nici semne acolo unde ai avut. Mamă, tu cred că te cicatrizezi foarte mișto. Nu știu. N-a fost până acum operată sau ceva? Nici de apendicită? Nu. Foarte tare. Bravo, mă! Fericită! Nu, dar să fac imediat poză. Și mi-a făcut și buzele, Andreea! Băi, cât de drăguț! Avem și nas frumos, avem și buze, avem de toate! Nu? Foarte tare! Bine să cred. E superbă. Mă bucur că ai câștigat. Eu ce să mai zic? Păi bun, ești prietena mea de suferință. Nu cred că realizez momentan încă că e adevărat, știi? Să așa... Abia aștept să te vindeci. Să ne vedem la controlul de 3 luni. Să ne facem poze. Trebuie să faci și și buzele ți-au ieșit foarte frumos. Ce faină sunt. Nu mă știu să te și la fel. Și a venit și rândul meu, tot din ăla, că era mai ok. A venit și rândul meu să-mi scot firele astăzi. Bine, le-am scos. Nu am vrut să filmez chestia asta, că eu plâng foarte mult și, mi se umflă ochii și sunt foarte, foarte panicată. Mi-am scos firele, au mai rămas încă 4 pe care trebuie să le mai ținem încă o săptămână de acum încolo. Așa se prezintă năsucul în momentul de față și sunt foarte, 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 foarte entuziasmată pentru că se așează pe zi ce trece și arată din ce în ce mai bine și nările și din lateral și vârful nasului și tot, 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 tot. Abia aștept să termin de fapt tot procesul de vindecare. Cu siguranță o să fiu mega, ultra entuziasmată. Să o las pe Alex acum să îl să bandajeze nasul, că am fost prea mândră cu el, ce asta prea. Și pe unde mai respir? Ia să fac. Să pot respira.
Vreți să-i văd ce nas frumos am? E super! Wow! Ți le-a lăsat așa mai scurte, ca să nu mai acoperi cu toată fața, nu? Ce zici? Îți place așa? Da, da. Uite-te. Da. Păi mă văd. Okay. Dacă crezi că e ok? Adică dacă e ok, da. Da, da, este. Da, atunci dacă. Poate. Da. Important e să reușesc să mai machez și eu. Auzi, Oana, la cât timp după rinoplastie poți face dermapen? Păi poți să faci. Adevărat? Da. Păi, nu-ți dau pe nas. Păi nu, mă interesează foarte mult fruntea, uite în ce hal e. Ce suflet de mafia! Da, pe lângă faptul că am mâncat ca o vacă și sunt murdară, dar nu mai contează. Ești murdară de muci. Aia sunt mucii mei? Yeah! De ce nu mi-a lăsat să cred că sunt chipsuri să iau una așa să mănânc? Nu mai face să râd, că am scos firele, că poate mi se dezlipește nasul. Ia uite. Mi-a lipit prea jos, nu pot să mai respiri și n-am fost să mă dau cu din ăla. Îți face găuri. Păi acolo trebuie să mai stea cu zona aia acoperită de unde ți-am scos firele. Ah, da. Da. Vreau să fie frumos. Da, normal. O, ce ridicat e săracu. Poate o să rămână nasul așa de zici că sunt ăla de Crăciun. Cum îl cheamă? Grinch. Există posibilitatea să-ți rămână nasul vreodată așa? Așa cum? Ridicat așa cum l-am acum în bandaje? Ia nu te mai uita că te sperii de fapt. Hai, să-ți fac gurile. Oh. Aoleu, ce doare când îi tai un plastru. Nu, doare, mi-e frică, mă, mi-e frică, oh. Nu. Și după aia, a, da. A, n-a fost. Nu, să știți că nu e dureros, dar mie e foarte frică. Asta tot. Ce găură de... Ușor. Să nu cumva să-l tai din greșeal. Oh my God. Că la cât m-am chinuit... Te-am decupat, gata. Ce model mi-a făcut la nas. Hai că sunt frumos. De ce nu pui niște vată în nas, adevărat? Nu mai tăia vârful! Lasă-l mă să fie frumoasă în stea. Da. Lux ești! Giugiuc bobor! Ce cu asta aici? Asta nu-i burta mea de el, nu? Nu, ăsta... Biangă! Și-a lăsat aici! Și pe laterale pe acolo nu mai pui? Să mai tăie. E prea aproape vii de nas. Hai că nu sunt prea aproape de nas. Prea aproape vii de nas. Ia mâna asta că mă încurcă. E Alex fascinată, zici că e la ora de artă, știi? Ia uite, mi-a făcut o dară mai mică și una mai mare. Păi zici că sunt porc la cum ai decupat aici. Zi mă, nu-ți place că dacă vrei să fac altfel. Nu mă, nu las. Zic că dacă nu ești mulțumită, pun altele. Vreau să respir. Adică nu, dar să ai și loc să-ți bagi fâs-fâsurile și alea, știi? Da. De ce n-ai fost plasturi, gen cum ai pus până acum? A, că mă irit eu, mă fac praf. Da. Și trebuie să protejezi și ăsta aici unde ți-am sfârșit. Gata, mă, ajunge. Ia. Mi-ncape. Mi-ncape fâs-fâsul. Dacă nu, lărgesc eu gaura aia, e. Am scăpat parțial, că mai rămas 4 fire. Ci care ador cel mai tare. M-am încă o săptămână, dacă o să mă gândesc doar la asta, cum o scot firele. Ia uitați-o. Ha, ha, ha!
Arcturus de cum e de cupă mie Alex Nansu? Nu. Păi nu urmezi tu la țâțe. Nu urmezi. Tu cine crezi că o să te facă? Cine nu tot Alex? Cine trebuie să respir prin ele? Mă, dar ai decupat chiar frumos. Trebuie să-ți mai pun și unul așa ca să nu stea marginile alea, să vadă frumos? Cum adică? Cum era celălalt? Unde l-ai? Da, nu mă deranjează. Că mai bine să-mi țin o operație, știi? Pe bandajul la tine tot. Doamne. Și cam asta a fost. Bănuiesc că nu o să mai continui mai mult de atât pentru că este de ajuns. Că na, ce poate să fie? Acum încolo, abia la 3 luni o să vă mai pot arăta rezultatul. Știu, arăt groaznic, vă rog să nu-mi ziceți, că chiar știu, arăt groaznic. Dar nu am ce să fac până când nu-mi trec vânătăile, până când nu-mi dau pansamentele astea de pe nas de tot jos. O să merg și la extensie să schimb culoarea părului pentru că nu mai îmi place, vreau să îl fac un pic mai natural. O să merg și la unghii săptămâna asta, la geniu mai am de așteptat. Nu ziceți că sunt urâtă, că știu, da, n-am fost niciodată în halul ăsta, dar ce e? Baba la frumusețe, Vera? Suferă la frumusețe. Baba suferă la frumusețe. Și încheiem acest vlog. Și încheiem acest vlog cu un ultim pansament. Pe care Alex vrea să-l pună perfect. Alex care vrea să-l pună perfect. E tare, mă, Alex, n-ai ce să zici de ea. Ce petiță, acum nu mai te mai doare, nu te mai ustură, compră la același loc. Ba da, frate, mă ustură, mi-e frică rău. Sincer. Gata. Să-l vezi și mi s-au umflat ochii. Și aici? A, am și aici. Da. Fie să mă știi tot acolo. Da, bă, asta e important. Zona aia. Da. Pă bune, și înainte să mă operez, aveam sensibilitate pe partea stângă aici. Aveam o venă care cobora un pic în jos până în partea asta. Bă, și de fiecare dată când răceam, mă umflam în ultimul hal în partea asta aici. Știi cum se numește, da? Partea stângă e mai sensibilă de partea prima și mult mai vascularizată. Da, mă. Mult mai intens vascularizat. Da. Și sunt la fel și tot. Asta e. Da, nu vreau să fac încheierea să fiu atât de urâtă. Revin în 2 secunde. Am revenit cu un mic update după 1 și 2 săptămâni. Într-adevăr, făcusem un update după 3 săptămâni, dar am zis că o să mai aștept un pic ca să vedeți exact cum se așează nasul. Sunt super, super entuziasmată de rezultatul care mi-a ieșit. Am un nas finuț, un nas pe care mi l-am dorit de foarte mult timp și mi-am dorit foarte mult să am nasul ăsta așa de la mama natură, dar nu mi-a ieșit. Asta e. Unde nu mi-a ieșit trebuie să intervenim și am intervenit. Cam așa arată nasul meu după 1 și 2 săptămâni, încă mai este umflat în partea de jos și vârful nasului încă trebuie să mai coboare. Deci cam la 6 luni o să vedem rezultatul final. Eu sunt super, super mulțumită și așa, adică, și așa dacă rămâne este oricum mult mai super față de ce aveam înainte. Voiam să vă arăt totuși vouă rezultatul de la 1 și jumătate. Vânătăi nu mai am absolut deloc. Nu știu ce s-a întâmplat cu fața mea, de ce m-am învinit atât de mult, pentru că după cum ați văzut am fost operată în aceea zi cu fata care a câștigat concursul, cu Andreea, și ea nu a avut nici cea mai mică problemă. S-a învinit foarte, foarte puțin. Eu m-am învinit extraordinar de mult, dar ea nu a avut nimic. Clar, asta denotă că diferă de la pacient la pacient această intervenție. Da, și cam atât am avut să vă mai spun. Mai sunt aici în partea de jos la nări. Nu știu dacă vedeți, mine că am și fond de ten. Sunt un pic iritată la nara din partea stângă. Am avut probleme dintotdeauna cu nara asta. Am avut și o venă micuță și de fiecare dată când răceam, roșeam și făceam tot felul de iritații la nara asta și probabil este mult mai sensibilă și o să dureze un pic mai mult vindecarea. Am început deja să mă dau cu creme. Mi-am luat și un baton special pentru cicatrici și folosesc și crema Stratamed. Odată folosesc dimineața o cremă și odată seara. Sunt foarte bine nasul înainte și după folosesc cremele. Deci, dacă vă place și vouă rezultatul năsucului meu, vă rog să veniți în comentarii cu întrebări sau dacă mai aveți, nu știu, păreri și așa mai departe, le puteți lăsa în comentarii ca să le citești și să vă răspund. Nu știu ce voiam să vă mai spun, cam atât. Vă pupăcesc! Pa!